Asta e. În concluzie, vă comunicăm pentru a doua oară că nu suntem, că nu putem fi de acord cu obiecțiile dumneavoastră, întrucât comanda pe care o realizăm... Pe care o realizăm? Da, realizăm, se execută și în termen și în conformitate cu standardele în vigoare. Asta e. Cu deosebită stimă? Ăstora, cu salutări tovărășești. Autorul acestor adrese este un pisălog incorigibil. O astfel de încăpățânare numai la o femeie o poți întâlni. Continuăm. Și ceea ce ne obligă, pentru a nu știu câta oară, să vă respingem argumentele, precizându-vă, argumentele? Că, precizându-vă că în al doilea an al cincinalului Revoluției Tehnico-Științifice, Stasul este un argument retrograd, o cerință minimală. O cerință minimală care poate deveni frână. Care poate deveni? Care poate deveni frână. P.S. Vă mulțumim pentru informația cu cincinalul Revoluției Tehnico-Științifice. Și vă propunem, ca pe viitor, să nu mai folosiți pentru informații strict confidențiale ca alea poștei obișnuite, ci curier special sau text cifrat. În încheiere? Clar și direct. Directo. Scrisoare deschisă de dragoste. Cu dragoste. Adresată cui? Lui Prometeu. Dorolin. Feritoral. Prometeu și mai cum? ILPT. Dragul meu, ți-am scris, mii de scrisori, ceea ce se întâmplă rare ori, dar aceasta este ultima, fiindcă tu nu înțelegi dragostea. Ah, Prometeu, ILPT, în stasuri te ascuns. De ce? Scrisorii scriu, ei zi de zi, deci se iubesc. Atunci ce-o fi? Ce s-a greșit dacă la centrală n-ai venit? Deși te-am rugat, te rog mereu, tot nu vrei să mă vezi, Prometeu. E bătaie de joc, nene Martinescule. Deși în centrală. Auzi, critică în sus. Eu zic să-l cauți pe șeful la București, să nu lase chestia asta așa. Zi de zi, veci să iubesc. Atunci ce-o fi? Dar astea sunt fetele la drum, nu? Merită. Ce? Despre noi vorbesc. Despre noi? Nu înțeleg de ce insiști așa. Poate omul dragă nu te vrea. De iubirea lui nu mă îndoiesc. Hai venit, te vă arăt ce primesc. Deci Prometeu, ILPT, ce-o fi aici? Inelele. Mii de tone de oțel, ca să-ți ajungă după mine. Se poate. La orice oră. Da, imediat. Bebe. Bebe. Directorul general al centralei. Nenorocitul. 0-0. În acest moment, mingea este repusă de la margine de negru. Ai nebunit! Bebe, directorul general al centralei. Hai! Să trăiți, să trăiți! Da, se poate, sigur că urmăresc. O porcărie. Habar n-au să tragă. Niște ageamii. Agea... Nu sunt ageamii? E bine că trag așa. Păi... Mingea este repusă în joc. Dumneavoastră cu cine țineți? Cu nimeni? Păi și eu din punct de vedere. Așa. Sigur, asta e și părerea mea. Mâine cu primul tren. Da, să trăiți. Constanța, mâine plec la Elvira.
Elvira! Mâine plec la Constanța cu primul tren. Imposibil! De ce? Necoafată? Da. Nu, directorul Răducanu n-a plecat. Bine, dar ce-i vrea să facă el? La ce scriu să gândească nițel. Într-un inel, a Prometeu, sunt munți de șpan în jurul meu. Și muncă mii de ore în plus, ce fără rost au dus, s-au dus. Da, da, este. Un moment, un moment. Prometeu la telefon. Unde ai umblat până acum? Da, după bilete, era o coadă. Da, dar n-am luat. Tot Bucureștiul se mută la mare. Alo? Alo, da. Da, Răducanu la telefon. A, tu erai Martinescule? Alții vor judeca. Spune. Spune despre ce e vorba. Adio. Mai încet, că n-au. N-ar fi de greu. Așa închei scrisoarea mea, scrisoarea aceasta. Cum? Mai încet, că n-au. Adio. Postscriptum. Dacă totuși te vei răzgândi, la drum nou eu sunt, te rog să știi, căci doar împreună, tu și eu, drumul bun vom afla, Prometeu. La 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 la. Asta e părerea lor? Nu sunt de acord, Martinescu. Ce? Noi facem producție, nu cuplete. Da, să se execute comanda așa cum s-a stabilit. Asta e culmea. Unii muncesc și altora le arde de satiră. Am transmis un program susținut de Brigada Artistică a uzinei Drum Nou din București, brigadă laureată a festivalului Cântarea României. Ai fost pus pe note de cei de la Drum Nou, te-au luat chiar în balon. Ești mare. Nu sunt, dar am să fiu. Mâine dimineața am să fiu. Mă duc la Drum Nou, le fac un scandal, de o să mă pomenească toată viața. Aia de la centrală, de ce nu mi-au spus nimic, a? Pentru că tu suporți critica numai atunci când îți convine, vorba lui Mantoi. Da, da. Poftim, ție ce-ți pasă? Umbli mereu cu povești. Da. Bune pentru cuplete, dragoste și adevăr. Mai multă dragoste, mai puțin adevăr. Mai mult adevăr, mai puțină dragoste. De asta nu răspunde nimeni, niciodată. Atunci fii tu primul care răspunde la rubrica mea. Ce părere aveți? Uite ce e, cu dulcegăriile mă lași. Am trecut de mult de 18 ani. Apropo de 18 ani, ce mai face creația ta, Matilda? E pe butun sau funcționează? Uite ce e, tu să nu te iei de mașina mea. Am adunat o piesă cu piesă și am pus-o pe picioare. O dată pe săptămână merge. Da, mai încet. Pe teme medicale, astăzi vom vorbi despre încăpățânarea la copii și efectele sale la maturitate. Bine, plec. Salut și stimă! Alicule, plec și eu cu tine mâine la Constanța. Ah, minune! Mi-a telefonat de la Zia. De ce? O anchetă. La Prometeu. Cum, anchetă? Da, de presă deocamdată. Nu înțeleg. De fapt, pregăteam o pagină de interviuri. Dragoste, adevăr și principii. Da. Redactorul șef mi-a spus să las dragostea și adevărul deoparte și să mă ocup de industrie. Bine, dar de ce? Băieții de la economic nu mai fac față. Să-mi fac treburile în paralel, dar să primeze industria. Dar cu animalul ăsta ce e? Capra lui Piliuță. Aha. Mai ales acum când a intrat și TV-ul pe fire. Ha, TV-ul ăsta! Nu mai fi nervos. Mergem împreună cu trenul și discutăm. Iei tu bilete, da? Da, și dacă televiziunea a greșit, ai să o critici? Criticăm pe oricine greșește. Da, da. Lasă. Lasă televizorul, Tomiță. Lasă-l, gata! Fii calm, e film. Stimați spectatori, vom vedea acum filmul artistic românesc Eu, Tu și Ovidiu.
cum să plec? Nu-s biletele la tine? Nu pot, domne, să plec un alt tren. N-am nici bani, n-am nici timp, am numai obligații. Check. Bine. Stai, adică nu, du-te. Mă duc să dau un telefon urgent, repede. Am uitat. Să nu întârzi. Dar nu mă fac. Uite-o. Da, ia, ia. Scuzați. A plecat. Da, asta e și impresia mea. Ce ziare dori? O revistă. Dacă sunt de samagri și eu aș dori femeie. Și eu tot la ziare stau. N-am venit să cumpăr prune. Sau sunt o cantitate neglijabilă. Vă rog să mă iertați, dar mă grăbesc. Chestie de nuanță. Diamantanul ăsta al cui e? Da, e al meu. Vă rog să-l luați, sunt cărucioare libere. Da. Vă rog să mă iertați. Ați uitat bigudiurile. Tovarășa, alo! Oh, ce animal! Tovarășa, chiar dacă sunteți fotbalistă, luați valiza de aici, se poate. Ce faci, educatule? Nu știu. Te-ai căsătorit? Nu știu. E frumoasă? Nu știu. Cum nu știu? Nu știu. Nu ești inginerul Răducanu? Nu știu. Asta chiar că nu mai știu. La televizor când citea scrisoarea de amor. Și așa de mult aveați de spus. Apropo, nu aveți un bilet în plus? Ce spiritual, ce om cu haz. Doar atât doriți, am eu și în necaz. Nu vrei și un sandwich, porumbier, un iaurt, un cico, un desert. Dacă mi-ați putea schimba o obligație asta, aici cu voi, ai fetelor, vă rog, săriți în ajutor! Să fii mai inspirat. Dacă despre vreme ne vorbeai, dialog mai ușor tu găseai. Da! Dar eu n-am glumit, e serios. Dați biletele, vă rog frumos. Nu m-ați înțeles de astădat. Veți vedea cum voi fi amendat. Hai, hai. Biletele, hai. Biletele. Vă rog, vă rog, biletele. Să știți că eu deci patru pun. Și acum vă urăm drum bun.
noroc! Mulțumesc! Ce m-ați întrebat? Nu, totul e clar! E biletul Ioanei, așadar! Eu vă mulțumesc, vă mulțumesc! Ce mi-ați spus? Eu nimic! Eu nu știu, strănutușă! La revedere, fetelor, și în continuare drum bun. La revedere. La revedere și vă mulțumesc. Da. Când vă întoarceți, să dați un telefon la redacție, da? Și cât timp o să stai la mare? A? O zi, două, nu știu, depinde. La revedere. Încă o dată la revedere. La revedere. Aveți grijă la insolație. În București neapărat aș vrea să ne vedem. Dă-mi la mână. Să rămână. La revedere. Cu bine. La revedere. Gazetă, când o să-ți apară ancheta? Știi când scrii, dar nu știi când apare. La 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 la. Urmărește nemilos eroi din teatrul grec, de 6 litere. Destin. Ce pipă ciudată. De unde o aveți? De la o admiratoare. Da? Și bastonul? De la soțul admiratoarei. Admiratoarea a cui? Și a ce? A artei pe care o practicam. Și ce artă practicai dumneata? Iluzionism? Prestidigitație? Hipnotism? Fost de... Nu mai practic. M-am retras în enigmistică. Se poate. Da. Nu vă supărați. Se poate fuma? Permiteți? Stingeți, vă rog, țigara. Sau fumați pe culoare. Vă rog să mă iertați. Din nou o litere. Fenomen neplăcut. Antipatic. La plural. Antipatici. Asta e. Ce s-a întâmplat? Nimic. Îmi dați voie mie? Mă pricep, da. Da. Nu, e celălalt. Ah, da, iertați-mă. Își citesc în ochi sau în orice caz, nu.
Mi-a trecut. Mulțumesc. Da, cu plăcere. Din patru litere, cuvânt iubit pe toate meridianele globului. Mama. Începe cu P. Pace. Asta e. Pace. Alo, alo. Lăsați fereastra deschisă, vă rog. Unde nu intră aerul pe fereastră, intră medicul pe ușe. Tinere. Nu. Ne sufocăm? Da, vă rog să mă iertați. Și noi. Suferiți de astfel? Nu, de ce? Mi-ar fi plăcut ideea în sine. Cred că până la fetește îl prinde. Nu vreți să coexistăm pașnic? Credeți că merit să fiu condamnat la 282 de kilometri de tăcere? De ce mă privești așa? Nu știu de unde te cunosc. Parcă te-am mai văzut undeva, cândva. Mă cunoști din gară? Nu, nu din gară. Nu, din altă parte. Nu știu, nu pot să-mi amintesc, deși am o memorie teribilă. Chiar așa? Chiar așa. Istoric? Nu. Nu numai istoricii au memorie. Studentă? Nu. Știu un joc amuzant, de voiaj. Se pun trei întrebări. Da, și? Și se răspunde cu alb sau negru. Jocul se cheamă Ghici cine sunt. Ghici. Soare, parcă ai fi. Nu. Nu? Ce bine ți-ar fi stat. Poate ești arheolog? Nu. Medic? Nu. Avocat? Nu. N-am ghicit, dar te cunosc. Te-am văzut eu undeva? Da, te cunosc. Poate că ești. Poate? Poate dragostea. Spune-mi, cine ești tu? Oare cine ești tu? Poate soarele ești cel fără de apus ce l-așteptam? Oare cine ești tu? Spune-mi, cine ești tu? Poate ești un izvor ce setea de vis a gândului și inimii valina. Or sunetul ce-mi lipsea în cântec să mă pot schimba. Hai, spune-mi, cine ești tu? Oare cine ești tu? Știi tu oare să-mi part și pâine și vis atunci când iubești? Vreau să știu cine ești tu. Te rog, spune-mi, cine ești tu? Oare-ți vei apăra iubirea la greu sau vei pleca? Uitând? Să-mi ieși mie asta, galbenă. Mai, ține-mi, mai, ține-mi, mai, rog, 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 așa, mulțumesc, da. Ce frumos e! Cred că avem noroc. Ce sare puternic! Mai aștept să ajung de la pământ. Ce minunat e! Să întrebăm pe cineva unde e biroul de cazare. Ah, uite, să-l întrebăm, nu vă supărați, nu știți unde este biroul de cazare. I'm sorry, da, sorry. Nu știți, mulțumim, la revedere. E supărat. Mi-ar place să stăm aici. Da. Au! Ce s-a întâmplat? Fetelor, repartițiile noastre. Sunt la tine în poșetă. Sunt la Ioana. Nu se poate. Da.
lăsați geanta roșie, ea mea. Mulțumesc. Plăcere. Unde mergem? Nu știu. Unde mergem. Uite-l pe gazetă. Pământul e rotund, prietenul meu n-a sosit, apartament încuiat, stop. Am pierdut totul cu excepția calmului pe care vi-l țin la dispoziție. Calm. Dar voi ce ați pățit? Am pățit o dandana. Cornelia! Fetelor! Cornelia! Aia! Ține-o! Fetelor! Cornelia! Bine că te-am întâlnit, Cornelia! Dar mai trei? Da, puteți ia patru. Și? Am rămas doar trei. Îmi pare bine. Ioana o figură. Păi nu mai spune. Când privirile purtând flore și zâmbet și chemări, ne opresc sfios cerând răspuns la întrebări. Noi de atâtea ori grăbiți trecem și nu le sărim, urma dragostei apoi nu o mai cine ești tu? Spune-mi cine ești tu? Poate soarele ești cel fără de apus, cel așteptat. Oare cine ești tu? Oare cine ești tu? Poate ești un izvor ce se dea de vis a și gândului ca alina. Ori sunetul ce îmi lipsea în cântec să mă pot schimba, oare cine ești tu? Oare cine ești tu? Știi tu oare să împarți și pâine și vis atunci când iubești? Spune-mi cine ești tu, spune-mi cine ești tu, oare-ți vei apăra iubirea la greu sau vei pleca? Băiaci? Uitând, unde, unde? Uitând. Din cinchitele, la cuplu. Idilă. Asta e. Idilă. Jocul trebuie perfecționat. Ar trebui niște întrebări ajutătoare. Altfel ajungem până la Polul Nord și nu descoperim cine suntem. Aflăm cu timp. Dacă nu ghicim azi, ne vedem mâine. Diplomat? Altă întrebare? Diplomat, deci. No, fără niciun fel de diplomație. Mâine la ora 4 te aștept la Ovidiu. La statuia lui Ovidiu. De acord? De acord? Da. Te-aș fi... ușor se furișează cu flori la fereastra cu țandre parfumate. Cât e ceasul? Oh, fetelor, l-am adus, uitați! Florea, șeful producției la Prometeu. Fetele la drum nou. Au câștigat concursul anul acesta. Cu concursul nostru? Dânsul e gazetă. Asta e gazetar. A venit să culeagă știri interesante. Auziți, o să vină și la auzime la dumneavoastră, știți? Am un subiect interesant, dar fără urmări satirice. Din întâmplare... În primul rând, unde se poate schimba o obligație cec? La mine. Altceva? Unde se poate dormi? Fetele au găsit locuri la hotel în picioare. Se rezolvă. Și eu? Tot acolo. Perfect. Dar cum află prietena noastră unde e acolo? La întrebarea asta răspund eu. Ai vreo idee? Mai mult, un om. Cine e? Nu, sunt grăbită, mă predau. Trică! Ușa, cum... Avem inspecție, este... Dă-mi cu ea în cap!
Știți, aș vrea să mai întreb ceva. Hai, urcă repede, am trecut peste stop. Deschide. Aici? Da. Iartă-mă că am întârziat, dar am avut încurcături în parcaj. N-am putut să ies. Merge și înainte? Are moment. Atunci m-am liniștit. E simplu. Nu să-i scoți din joben, îi scoți din barbă. Cu asta am ratat de o angajare la circ. Mi-am mai spus-o de 1000 de ori. Alo, nene Misică! Ia, hai, lasă-mă. Cine? Cine? Haide, nene, deschide odată. Da, da, să caut cheia, nu o găsesc. Grăbește-te, avem musafiri. Ce avem? Avem musafiri! Musafiri? Lili, avem musafiri! Cine? Artiști! Artiști! Și un ziarist! Ziarist! De la un organ local sau central? De la București! De la București! Ah, adu-mă! Nene Misică! E jale! A picat inspectorul ăla din centrală, acum a venit gazetarul ăsta din București, e jale! Se schimbă conducerea! Nodul gordian se taie, nu se dezleagă. Lasă-mă pe mine. Intrați. Era deschisă. Ce ți-au făcut ziariștii, prietene? Ce ai cu ei? Fă mărturisiri complet. Ziariștii mie? Da. Până acum nimic? Până acum? Ziariștii pentru mine? Zi. Bine ați venit la clubul uzinei Prometeu. Bine ați venit. Bună seara. Mulțumesc. Ei, ce? Televizorul. Televizorul e închis. Nu, nu, nu. Fetele de la televizor. Ele... Se schimbă. Se schimbă. Aș vrea să vă comunic ceva foarte important în interesul uzinei. Nu e cazul. Prezint activitatea. Da. În acest club își desfășoară activitatea numeroase secții, cum ar fi de pildă biliard, șah, muzică, ping-pong, avem bibliotecă, avem brigăzi artistice, cine știe câștigă. Și cine nu știe? Păi ce-i după el? Tot știu. Ei. Noi n-avem nimic de ascuns. Ce știi de comanda 201? 201? E pentru prima oară când aud această cifră de 201. Noi ne ocupăm numai de activitate artistică culturală. Da. De pildă, chiar acum pregătim spectacolul umoristic, cultural, muzical, ca să zic așa, intitulat Ce bine e la mare. Ca și soția mea o să vă conducă sus la sala de educație ateistă. Mulțumesc. În sala de, în camera de oaspeți, e un inspector din centrală, acu a picat. E jale. Da. Am curcat-o, ce ne facem? Ce facem? Eu am un spațiu amenajat, dar foarte sezonier așa, adică nu e, da. Descurcă-te. Noapte bună. Noapte bună, tovarășul Florea. Noapte bună. Puțină răbdare. Cu ăsta. Haideți. Asta e camera mea. Dumneavoastră aici. Da, mulțumesc. Ce? Ce-i aici? E o recuzită de joc, vă explic eu. Veniți după mine. Poftiți, pe aici. Psst, liniște. Aici. Așa, să uite. Ce? Iertați, puf de gâscă, valorificarea pentru export vest. L-am găsit! Ce spui? Am telefonat chiar acum. Mi-au lăsat un mesaj. Bravo. Noaptea asta dorm la clubul zinei Prometeu. Știi unde e? Opa! Ei, trebuie să fie aici două fire care atunci când le... Mergem. Ah!
că n-au fost. Ace de gămălie. În sala de muzică, să fiu sincer, am depozitat cartofii cantinei. Da. Provizor? Numai provizor. Dar să știți că vă pot oferi biblioteca. Acolo ați mutat depozitul de cuie. Nu fabricăm încă. Provizor? Exact. De unde știți? Am experiență de teren. Moment. Casa Misică. Alo, Misică? Fii atent. Vorbesc de la un telefon public. Da, de la o recepție, la un hotel, așa că sunt grăbit. Nu mă întrerupe. Peste câteva minute o să vină la tine o tovarășă. Cum o cheamă? Ce contează cum o cheamă? Nu mă întrerupe! O conduci în camera de oaspeți. Așa. Cu mine n-ai vorbit, nu mă cunoști, nu trăiesc, nu exist. Da. Vezi că tovarășa are acolo trei prietene. Dacă nu s-au culcat, o pui în legătură cu ele. Nu mă întrerupe! Noapte bună! Cine e drag? Cine a sunat? Conducerea. La ora asta? La ora asta te sună conducerea. Îți dă sarcini și te lasă. Ce stai? Fă ceva! Că vine! Florile! Deci directorul Răducanu a fost la telefon. Nu știu nimic. Când e vorba de interesele uzinei, sunt surd, mut, paralizat. Îi dau bibliotecă. Are vedere la mare. Biblioteca mi-ai dat-o mie. Da, dar are igrasie. Or dormi ăștia? Nu răspund. Îi trezesc eu. Ce? Tovarăși și tovarășe. Ce s-a întâmplat? Sunteți toți? Trebuie să vă mutați. Unde? 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 Tot aici. Dumitale, nu-ți e bine? Provizor. Dumneata nu e sănătos, dar... Provizor, e o simplă permutare. Dar e absurd, eu am venit aici să lucrez, nu să mă permutez. Vin o persoană. Ei, și? Ascultă, eu nu sunt o persoană? Ba da, dar voastră sunteți o personalitate. Ei? Ei? Am o cameră excelentă, cu vedere la mare, ochii la nisip, sunteți singuri, bate valul la fereastră, la noi, discreție. Fetele de la sala de șac plece în, la biliard, pardon, de la biliard pleacă la sala de mese. În sus la ateiști trece tovarășul de la biliard. Celălalt inspectorul se mută în sala de șoc, de ping-pong. Dincolo trece directorul, îl mut de acolo în bibliotecă. Nu, îl scot din bibliotecă și îl trec jos la sala de biliard. Biliardul îl mut sus și fetele se mută de acolo în sala de muzică. În camera numărul 1 era ziar, nu ăla, era în baie. Dar în baie era una din fete la camera 2. Unu era în pod și cartofi. Nu, ăla era la camera, da, dincolo. La camera de balet era șah cu el, direct. Extraordinar. Nu înțeleg unde poate să umble. Vine cineva. Da? În sfârșit. Bună seara. Să trăiți? Adânsa. Bună seara. Bună seara. Ce doriți? Niște prietene mi-au lăsat un mesaj că le pot găsi aici. Da. E în ordine. Mi-au lăsat vorbă să vă aștept. Da. Știți? Ai zi. Bine ați venit pe litoral și în mijlocul harnicului nostru colective. Nu vă supărați. Nu știți unde e subsolul? La subsol. Ah. Nu permutați inventarul din camere, tovarăși. Lăsați lucrurile acolo. Rău. Poftiți pe aici. Poftiți. Ioana! Ioana, ajuns! Fetelor! Cine personajul? Prietenul nostru. Cine persoana? Prietena noastră. Cu valiza mea? De unde până unde? De la București la Constanța. Chiar dacă s-au schimbat, nu-i ademitale. Înalt, blond, frumos, poftos. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Îl ucid! La ora asta? Tovarășe! Viu și eu odată cu delegație fără nevastă. Nu perturbați liniștea locatarilor mei. Dar dumneata cine ești? Misică. Compozitorul? Nu, administrator. Rușine!
M-am dus rapid la Ferima, las m-am coafat și duci în tren. Noi facem tot timpul teren împreună, mai ales că eu sunt cizul de lungă. Anul trecut sufeream de rinichi și soțul meu lucra pe linie tehnologică la Borsec. Acum 2 ani sufeream de gută și soțul meu lucra pe linie tehnologică la Slănic. Și acum pe ce linie tehnologică suferiți? A, zit! Domne, nu știu. Da. Elvira! Bebe! Bebe! Ce cauți tu aici? Ce cauți tu aici? Sunt în papuci. Ce vezi? Nu e adevărat! E o eroare, e... N-ați văzut o pereche de papuci bărbătești 43? Nu. Dă-mi valiza mea. Așteaptă, omule, până mâine dimineață. Nu, acum. Cum, ce înzori? Directore, astăzi trec pe la Prometeu. Apoi plec în județ, am nevoie de valiza. Mai nu striga că te aud vecinii, o vei avea. Cum? Cum? De la fata aia, cum o cheamă? Cum o cheamă? Ei, cum o cheamă? Păi cum? Cum o cheamă? Ghici, cum o cheamă? Mă, Tomiță, mă. Da. Mă, nu cumva ai spus cine sunt? Cum tu nu ești pe cine ești? Păi cum să-i spun? Să sui o fată drăguță pe scenă, habar n-are ce spune, contra cui, și eu de-acolo cam caragiale. Eu sunt Bibicu. Alexandru Răducanu. Bună dimineața! Ce faci? Cum ai dormit? Excepțional! Bravo! Ca într-un film Pustan și Bran! N-am înțeles! Mă mir că prietenele mele nu s-au trezit încă! Dar ce s-a întâmplat? Era gata să plecăm în toiul nopții la vila noastră! Da, dar ce s-a întâmplat? Lasă că-ți povestesc! Da, uite, ți-am adus valiza! Ah, ce bine! Tocmai vreau să-mi schimb rochea! Foarte bine! Uite, ține! Mulțumesc! Am ce noapte! Cât am trecut! Ce fac cu tine, Matilda? Mi-ai decolorat viața. Misica! Misica! Ce e, drag? Cine doarme la ateiști? Nu doarme nimeni! Cine doarme la ateiști? Că am ceva de luat de acolo. Dar auzi că la ateiști nu doarme nimeni. Nimeni nu doarme. Nu doarme nimeni, dar smure cineva. Ba, zăpăci femeia asta. E bine. Toașu, cum a zis că vă numiți? Misică. Ah, Toașu, pisică, vino puțin. Nu pisică, misică. Da, pisică, am înțeles, Toașu, pisică. Valiza care a rămas o predați Iarisului de ieri, pe care îl cunoașteți. O predați, ați spus? Da, o predați. Bună dimineața! Bună dimineața! Dumneata, n-ai impresia că lipsește ceva din biroul ăsta? Toate sunt la locul lor. Flori. Cum? Lipsesc flori. N-au fost niciodată. N-ați spus dumneavoastră că... N-am spus. Să fie. Oare cine ești tu?
când a plecat prietena noastră? Când și cu cine a plecat prietena noastră? Eu știu să păstrez secretele uzinei, tovarășe. Uzina noastră a fost pur și simplu luată în balon. Toți vor să vă vorbească. O să încep cu Martinescu. Aceste fetișcane trebuie puse la punct. Da, da. Să-și vadă de treaba lor. Regulile jocului trebuie respectate. Ce joc? Mă refeream la o expresie. Aha. Ce e asta? O floare. Asta e frunză verde, nu-i floare. Flori. Lipsesc flori. Flori. Tovarășe director, tovarășe director. Da, te ascult. Ați auzit cineva în centrală, tot pentru comanda 201. Da, foarte bine. Spune că dacă a venit pentru comanda 201, tot pentru asta mă duc și eu acum în turnătorie. Îl aștept. Și nu uita de flori. Nu, 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 lăsați. Fără flori. Nu vă deranjați. Vă salut, bună dimineața. Bună dimineața. Tovarășe director. Neața? A, tu erai. Ia spune, cum stați cu comanda 201? Cum merge? Merge întâia. Bravo, mă, băie. Bravo. Torș director, m-ați fost pe la drum nou? Am fost. Ați fost, dar degeaba. Eu sunt maestru aici de la înființare ei și nu admit. Am fost defăimați. S-au zezat și organele locale. Bună ziua, Martinescule. Bună ziua. Ce nu admiți? Nu admit ca niște fete să ne dea lecții cum să muncim. Dacă vor mai fi unii cărora le mai plac formele vechi... Lasă formele, treci în fondul problemei. Păi ăsta-i fondul. Formele nu le plac și spun că se face risipă. Bine, bine, uite, eu am fost la drum nou, am discutat cu ei. O să se raport... Ce faceți, bă, băieți? Îmi dați foc, m-ați frip. O să se raporteze și la județ, ai înțeles? O să se facă o comisie de analiză, o comisie mixtă care o să raporteze, o să facă propuneri, dar până atunci dați-i bătaie! Ce comisie, ce propuneri? Respectăm termenele! Da, respectăm! Respectăm planul! Respectăm! Respectăm consumul specific! Respectăm! Sunteți în stas? Suntem! Suntem! Rămâneți acolo și dați-i bătaie! Ionescu, tehnolog de la centrală. Îmi pare bine că recunoaște doar și director. Am venit pentru 201. Nu sunt eu directorul, dânsul e. Da, mă scuzați. Răducan. Scuzați. Vorba unui om mare. În ranița oricărui om al muncii se află stiloul de director. Da. Cum stăm cu 201? Păi n-ați auzit? Bine. A ieșit de război? Asta e soarta mea, domnule. Unde e focul mai mare, acolo mă trimite centrala. Dă război, pentru că din punct de vedere merge, dar din alt punct de vedere este inadmisibil. Dar fiți liniștiți, cu mine aveți un noroc extraordinar. Știți cum mi se spune mie în centrală? Nu. Pace. Ionescu, pace. Și știți de ce? Probabil pentru că iubiți pacea. Ei, da. Avem în față aceleași sarcini de plan? Avem. Atunci pentru ce să ne batem între noi? Chiar în ramură? Chiar în cadrul aceleași centrale? Da. Avem aceleași interese comune? Avem. Da, dar în întreprinderi diferite. Da. Vă rog să-mi prezentați dosarul comenzii 201. Da. Îl voi studia temeinic și discutăm pe urmă. Bine, tovarășe. Atunci rămâne așa. Studiez și discutăm. Dumneata? Puteți fuma aici. Tovarășe director. Da. Auziți? Vorbește. Te ascult. V-a căutat un ziarist de la București. Bine. I-am spus că locul directorului e în uzină. Bine. Nu la birou. Foarte bine ai spus. Da? Da. Atunci eu trec peste asta, fiindcă a venit ăsta. Da. În privința criticii, eu am o vorbă. Vorba unui om mare, puțin actualizată. Așa. În fața criticii, toți directorii sunt egali. Da, bravo, bravo. Să mergem, am cam întârziat. Eu m-am gândit la sănătatea dumneavoastră atunci, că eu am o tită în tren. Să știți că tovarășul e foarte afectat. Și noi la fel, din pricina televiziunii. Și mă gândesc cu un lucru. Dosarul cu comanda 201 e mai bine să rămână la mine, până la elucidare. Bine, perfect. Vă salut. Și mai e ceva. Clubul acela al dumneavoastră, unde e și camera de oaspeți, e azil public? Nu, nu, de ce? A fost azi noapte o harababură, niște fete, niște
Nu se poate, mă rog. Am închis un ochi toată noaptea. Bine, bine, o să se rezolve, am să vorbesc. Vă salut. Toate cele bune. Mulțumesc. Poftim. Vezi că a luat comanda 201, dar a luat și ochelarii. Hocus pocus și-a dispărut. Bine, dar nu mai înțeleg nimic. Nici eu. Am mai adus Flora. Da, bine. Tovarășul Flora, are ceva urgent. Să poftească. Spune, de unde ai luat? Bine ați venit. Noroc. Vă salut, cum ați dormit? Mulțumesc. Și fetele? Bine, cred. Un caz de forță majoră, am să vă explic. Da, da, știu, știu. Ai procedat corect. Totdeauna procedez corect, dar nu despre asta e vorba. Evident. 1% 0,7. Asta e esențial. Înțelegi? Am semnat. Ce este? Mai ai ceva de spus? Știu. Televizorul. Cunosc. Fierbe toată uzina. Asta vrei să-mi spui? Nu. Mie când mi-a telefonat Misică, urmărăm celălalt program. Misică. Să vină la mine, tovarășul Misică. Urgent. Am fost atent. Da, și pe programul celălalt ce era? Fotbal. Fotbal? Dinamo cu Universitatea Craiova. Extraordinar. Păi bine, mă, și credeți că dacă pe un program e fotbal, există vreun om în țara asta care să se uite pe programul celălalt? Există. A? Există. Sigur că există. Cu excepția ta, care profesional ar trebui să le vezi pe toate. Cu excepția lui Misică, care e pisică. Uite, bă, frate, unde era să mă băgați. Fierbe toată uzina. Și pun pari 1% că niciun om în toată uzina asta n-a văzut programul ăla. Extraordinar. Ce e, tovarășe? A, eu te-am chemat. Ce-i cu astea? Flori? Lipsesc flori? A, închide ușa. Tovarășico, vreau să te întreb. Dumneata ai văzut programul de aseară? Ăla pentru care fierbe toată uzina. Nu, mă uitam la fotbal. Mulțumesc. Ești drăguță. Neabaciu l-a văzut în întregime. Neabaciu, mă lăsați. E foarte vechi metalurgist, foarte bun meseriaș, foarte vechi sindicalist. Foarte bun meseriaș. Da, foarte bun meseriaș, am spus odată. Dar are un defect. Ce defect? Un mare defect. E mort după autocritică. Da, totdeauna e în frunte și autocritică. Tovarăși, e bine. E foarte bine, dar se putea și mai bine. Mă lăsați. Ce vroia? Să le trimite în scrisori de mulțumire. Uite care e părerea mea. Un om care muncește luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, nu poate să fie batjocorit pe muzică ușoară. Brigăzile artistice sunt bune, sunt foarte bune, când sunt urmate de dans, tombolă, surprize, antren, etc. Baci e foarte supărat, nu i-a plăcut deloc. Ce vorbești? Da, i-am spus că fetele sunt pe litoral și are o propunere. Propunere? Am uitat să spun. Omul are întotdeauna și propuneri. Baci spune că au greșit cumplit. Da. E o critică neprincipială, spune el. Formidabil. Dacă nu ceva de spus, nu trebuie să ascundă în spatele micului ecran. Așa este. Știind că fetele sunt pe litoral, Baciu propune să le invităm la clubul uzinei noastre. Să spună, să cânte. Să cânte, tovarășe, păi eu ce spun? Să cânte. Le invităm pe toate trei? Patru. Pentru mine, problema e închisă. Ascultă, Florea, da? Te rog să pui la dispoziție tovarășului toate materialele în legătură cu comanda 201. Cu plăcere, mă aștept. Valiza. Ce cu valiza? Eu plec pe teren, îmi trebuie valiza, plec în județ. Ți-o dau. Când? După amiază, după ora 4, de seară, mă rog. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Închide ușa, intră! Ia loc! Cum să iau loc când eu sunt mereu prins în probleme? Dacă am spus odată să iei loc, ia loc și bea un pahar cu apă. Apa-mi bă ușa acasă. Tovarăș Ionescu mi-a spus că azi noapte la club a fost o harababură întreagă. Harababură? Îmi pare rău. Totul s-a desfășurat în perfectă ordine, dar totul... Hocus pocus, uite-l lui! Tovarășul de la gazetă a zis să vă predau aceste elemente împreună cu geamantanul. Nu era dânsului, era lui... Știți dumneavoastră cui. Dar eu știu să păstrez un secret. Eu știu să apăr interesele uzinei. Și eu am fost, pardon, tânăr. Cu persoana, știți, acum am înțeles. Urmăriți un anumit scop. Și eu sunt
alături de dumneavoastră. Nu mă interesează. Tovarășul Misică. Da. Ce e Clubul Uzinei Noastre? Clubul Uzinei Noastre este Clubul Oaspeților Noștri. Nu, Misică. Provizor? Clubul Uzinei Noastre este un lăcaș de cultură. Ce e cu cartofii din club? I-am numărat, nu lipsește niciunul. Să lipsească definitiv. Și Fulgi? Provizor. Provizor. Și dumneata? Provizor. Definitiv. Aha. Dacă vrei să rămâi definitiv, atunci să-i spravești cu provizor. Ai înțeles? Am înțeles. Mă fac băiat de treabă. Provizor. Tovarășe director. După ce ați plecat, am primit o comunicare de la București. Da. V-am lăsat o mapă pe birou. Sunt grăbit. Tovarășe director, în problema în care am discutat-o azi, încă mai sunt foarte multe lucruri de pus bine, la punct. Bine, am înțeles, o să le punem la punct, dar nu pot să stau, sunt grăbit, v-am spus. Sărut mâna și bine v-am găsit. Bună ziua. Te rog, iartă-mă, am întârziat. Tovarăș director, să trăiți și toată, da, fără să știu eu când a venit acolo la dimineață la șapte. Am înțeles. Tovarășul... Misică. Pisică. Te duci la semigerie, iei două iaurturi de oaie și doi covriș calți cu sare și aduci aici. Ai înțeles? Am înțeles, dar eu sunt Misică. Pisică, am înțeles. Dăm pauză. Doi covriș de oaie și două iaurturi calde cu sare. Mi-o sete... Ia uite. Ovidiu. Vai, drăguță, dar nu trebuia să te deranjezi, Elvira. Ce? Iaurt. Iaurt. Vai, bravo. Elvira. Da, dragă. E bun și pentru arsuri. Sigur. Unul mâncăm acum și unul păstrăm pentru mâine. De acord. Tovarășe inspector, știți că astea pentru director erau? Da? Când s-o arde, îi dai și noi. Mulțumesc, drăguță. Mersi, dragă. Pa. Ce erau pentru director? Iartă-mă, iartă-mă că m-am întârziat. Nu-i nimic. Am ajuns așa de greu, m-am întâlnit cu atâtea cunoștințe. De mașina mea, ce să-ți mai spun? O cunoști. Înainte, înapoi, înapoi, înainte. Vreau să fim numai noi doi. Nu. Eu, tu și Ovidiu.
El a strigat. Ce vezi, nu-i adevărat? Îți place, Mare? Cui ne place? Știi, eu chiar și iarna, când faleza e pustie, vin de foarte multe ori să privesc valurile. Ai și inclinații poetice. Nu, dar n-am scris niciodată versuri. Nici când eram în liceu. A, singura poezie pe care am scris-o era, de fapt, o transcriere. O transcriere? Da, stai să spun. Fata care i-am transcris poezia era fica poetului. I-au plăcut versurile, le-au dus acasă și când a citit taică, s-a căzut de pe scaun. De atunci m-am hotărât să mă ocup serios de tehnică. Zic că am ajuns. Îmi dai voie să te conduc? Nu, nu trebuie. Bine. Mulțumesc. Cu plăcere. La revedere. Oh, am uitat. La revedere. Noapte bună. De ce m-ați speriat? De ce nu m-ați culcat până acum? Toată ziua. Unde ai fost? Am fost să-mi iau valiza înapoi. Ce și-a luat valiza? Ia să vedem și urechea ce albă cu dungi blăbi. Și vreau, te rog, lasă să-mi iau valiza pe mare. Știi, să deschide valiza asta pe mine. Pe colane multe și atunci pe mea. Oh, vai de mine, un delfin. Cum îl cheamă? Pe cine? Pe Romeo. Aleco, Alexandru Răducanu. Păi ce drăguț. Îmi descifrabil. Prometeu. Scrie. Raport informativ. Raport informativ cu privire la comanda 201 de la uzina Prometeu. Prometeu, temeră. Scrie. Am sosit la Constanța în ziua... Ia uite-te la bilete. E, ce să mă uit? Acum 4 zile, ce nu știi? Păi ziua, data, ora, tot perfect. Așa, la orele 8.00. Ia stai, auzi? N-ar fi mai bine să scriu în zorii zilei? Ai insolație? Ce faci? Le dai idei? E. Și scoate patru la gira aia după nas. E, asta e ce vrei, termină. Vă salut. Stai! Ce faci, neabaciule? Spionaj industrial? Să trăiți, nu vreau să vă deranjez. Deranjează-mă, stai jos. Lăsați, fără ochelari, nu văd nimic, aud numai. E, dacă auzi, hai, spune ce mi-ai auzit. Am auzit că duminică e program artistic. Brigade de bucureșteni, urmat de dans. Foarte bine. Foarte rău. Urmat de discuții. Nu de dans ne arde nouă acum. Păi vin să ne critique și noi dansăm. E complet greșit. Un moment. Trebuie analizat precis. Cine a dat dispoziție? Cine a zis să se facă așa? Cine apără vechiul? Cine se opune noului și de ce? Cui îi convine situația? Ce măsuri imediate se pot lua? Care ar fi urmările pozitive și negative? Nu se iau niciun fel de măsuri. Vă salut. Bună ziua! Inspector Ionescu. Baciu, maestru. Atunci eu plec și mai trec. Bine, te caut eu. Salut. Ce e, tovarăș Ionescu? N-am închis un ochi toată noaptea. Aha, iar a mai fost ceva pe acolo? Nu, nu. De când au plecat zăpăcitele alea și cu ziaristul, s-au creat condiții. Am putut să lucrez, că de asta am venit aici. Serios? Cum să vă spun, nu am încă o soluție precisă, dar o cale spre am. Aveți un loc, o cafeluță. Deci cu ce lucrăm noi în metalurgie? Așa, cu metal. Metal, metal,
cu oameni. De asta am venit eu acum. N-am încă o soluție cristalizată, dar am o cale spre. Că-l invitați aici pe directorul de la drum nou, Georgescu, da, care stă tot timpul cu nasul în șpan. Îl invităm la discuții. Știți unde îl ducem în prima zi? Unde? Pe plaje, să-i mai iasă șpanul din nas, să mai vadă și el altceva, că v-am văzut cu o tovarășe. Cu cine? Bună, jumate nou, dar e bună. Am avut și eu o încurcătură cu ea. Cu care ea? Cu tovarășa. Ne-a găsit nevastă mea într-o situație. Noroc că am avut inspirația când a intrat pe ușă și a strigat: stai, dragă, că ce vezi nu e adevărat! Elvira! În orice caz, eu vă felicit pentru comanda 201. Am studiat dosarul. Cei de la drum nou au cerut repede. Dumneavoastră i-ați dat repede. A spus-o și Marx. Când doi parteneri fac comerț, unul îl înșală pe celălalt în capitalism. Astăzi, răspunsul meu la toate... Când nu mă știai, cum ai trăit? Spune-mi ce visai, ce ți-ai dorit? Care glume te înveseleau? Și ce cărți, ce poeți îți plăceau? Dar astea-s fleacuri, ce să-ți spun? Decât că vin cu gândul bun, portretul meu îl vei avea când anii îl vor modela. Dacă ai să-mi rămâne cunoscut, vom fi doi, dar singuri, ca-n trecut. Știm ce ești, ce sunt cu adevărat, dreptul de a crede noi l-am câștigat. Dar cred și așa, eu știu precis că tu ești fata mea din vis. Dar nu ai niciun argument. Ba am, se cheamă sentiment. Dar oricât îți pare de ciudat, el de multe ori n-a rezistat. Ca o floare ce a răsărit în deșert, înțelegi, nu-i de glumit. Înțeleg, dar ce dovezi ți-ar trebui? Tu n-asculți glasul inimii. Ascult, de aceea și vorbim, și poate în serios glumim. Spune-i, vrea să știi tot ce gândesc. Mi-ai întinde mâna când greșesc. De-ai fi vinovat, ai accepta. Să-ți spun clar, răspicat, e vina ta. Răspunsul meu la toate, da. Și-mi pare că-i firesc așa. Dar dacă-i joc, e rândul meu. Permite-mi să te întreb și eu. Te rog. Tu ai suporta să-ți spun cinstit și în fața lumii ai greșit. Când prietenii m-ar părăsi, chiar și atunci lângă mine ai fi. A? Răspunsul meu la toate, da, da. Și e firesc să fii așa. Încrederea nu-i vorbă în vânt, e pentru mine legământ. Tu vrei certitudini, draga mea. Oricum, cum aș mai putea visa? Da, e adevărat. Viața nu-i un dans amețitor, e o luptă între soare și nor. Ce spui e drept și e frumos, dar tonul e prea serios. De ce te temi? Doar focul meu e veșnic, nu-s eu Prometeu. Știai de mult că eu sunt eu. Știai și nu te-ai supărat. Ce bine, nu m-am înșelat. Alo, nu știți, sunt acasă? Vrei ceva? Ai venit? Am venit să mă schimb. Să-mi dai valiza! Redacția nu plătește și frizerul pe litoral. Trebuie să-mi cumpăr și pasă de dinți și papuci.
dragoste, adevăr și principii, dau lovitura. Mâine plec la București și dau bomba la divan. Duminică explodează negru pe alb. Marți mi-apare și articolul Note critice la o critică pe note. Unde ai să ai și tu partea ta de vină vis-a-vis de ideile preconcepute. Eu muncesc, eu controlez, eu răspund. Ah, mă rog. Miercuri mi-ncep concediu. Cred că o să iasă o anchetă trăznic. O anchetă pe prima pagină mi-au răspuns aproape toate categoriile umane. În afară de calculatorul tău. Află că și calculatorul poate avea părere. Da? Da. Bine. Acum când n-ai trecut încă de 18 ani, dacă te-ar întreba cineva, ce părere aveți despre dragoste, adevăr și principii? Ce-ați răspunde? Acum? Multe. O să fie un spectacol extraordinar. Daci! E totuși cazul să găsim o rezolvare. Da, ce facem? Auzi, ce facem? Ce facem, ce facem? Fetelor, situația este următoarea. Să o rezumăm pe puncte. 1. Florea ne-a trimis ideile cupletului pe care ne roagă să o rostim mâine seara la spectacol. 2. Acest cuplet nu poate fi rostit decât de Ioana, specialista noastră în materie. Ați înțeles? Și 3. În acest cuplet destul de satiric sunt atinși Martinescu. El poate fi atins? Nu se poate. Ba, se poate. Misică. Trebuie înțepat. Inspector Ionescu. Trebuie scuturat. Și inginerul Răducanu. Directorul. Directorul? Da. Care? Fetelor, dacă vreți ca spectacolul să fie extraordinar, cum nu a mai fost, acest cuplet trebuie să spun eu. Pentru că și eu sunt foarte talentată și simpatică și nu ea. Eu o să se scuze pentru care am ignalită. Ce idee! Până că nu s-a supărat. Bine, mă, fetelor, dar omul ăsta e acum pentru mine. Auzi, eu am să vă spun altceva. Ce propunere? Să nu-l mai cântăm. Cum asta? Ba, nu-l cântăm fără, facem vocalize. Vocalize? Așa, să nu se supere nimeni. Chiar mâine dimineață? Constatuire? Ha. Și nu se poate amâna? Ah. Chiar eu am propus-o. Da. Și cât o să dureze? Două zile. Cum și fără constatuire nu se poate? Cum, de ce? Avem aici probleme de producție. Păi dacă o să ne ținem așa de analize, unde ajungem? Mă rog, dacă nu se poate, mâine o să fiu acolo. Noroc. Alo, bună ziua. Cu Ioana Teodorescu, vă rog. Uite pe Ioana. Dar unde se duce ala? Uite, rog. Ce citește? Dragoste, adevăr, principii. Ha? Când începe spectacolul? De ce? Te-am întrebat când începe spectacolul. După amiază. Ei bine, după amiază voi spune cupletul. Am avut dreptate. Ioana, stai. Ioana, ai nebunit. Deloc. Am avut dreptate. E dorința lui. Mi-a comunicat-o și-n scris. Ce spui? Ne înțelegem atât de bine că mi-a răspuns chiar înainte de a-l fi întrebat. Unde te duci? Dragostea și adevărul, două noțiuni atât de omenești, sunt pentru mine noțiuni gemene. Liniște! Dacă ființa pe care o iubesc ar socoti că nu suport adevărul, m-aș simți jignit, ca și când mi s-ar arunca în față cuvântul lăș. Lăș? Oh. E tare. Economisirea metalului este o problemă întregii noastre industrii și nu numai a uzinei Drum Nou. Paradoxal este însă faptul că, în timp ce unii își îndeplinesc planul exprimat în tone de piese turnate, alții stau așa, strangulați parcă, înecați în pierderi de șpan. Și totuși, ce puteam face? Mi s-a cerut repede. Sunt de acord cu dumneata, e perfectă dreptate. Faptul că în uzină a apărut o foarte originală formă de critică în producție, ca expresie elocventă a inițiativei maselor, nu? Și uite că ceea ce n-am sezizat noi, oameni cu experiență, a înțeles o tânără ingineră. S-a propus din sală să luăm o pauză. Fără pauză, nu e nevoie. Înseamnă să mai pierdem o zi cei din provincie. Bine, fără pauză. E
Iubirea însoțită de minciune piere până la urmă ca un fruct. He? Ce om extraordinar! De mult am spus-o. A iubi înseamnă a dori perfecționarea neîncetată a ființei dragi. Acest lucru impune adevăr, spirit critic, exigență. Adevărul este aerul fără de care iubirea nu poate trăi. Ferice de femeia pe care o iubește. Adevărul nu este întotdeauna comod, după cum și iubirea. Nu este pur și simplu un lucru plăcut, ci o creație superioară care trebuie îngrijită, tratată la nevoie. Ia să vedem. Există oare vreun bolnav care să refuze un medicament fiindcă e amar? Adeseori vorbele aspre, dar sincere, pot face prietenia ca și dragostea mai frumoase. Poftiți. Da, mulțumesc. Ah, pardon. Vă rog, nu vă supărați. Aș vrea să-mi precizați încă o dată. La care oră aterizăm? La și 20. Da, mulțumesc. Nu vă supărați. Da. Parcă v-am văzut undeva. Se poate. V-am văzut într-un ziar. Pe mine? Nu cred. Uite, ești un bun ziar. Stimați pasageri, suntem acum deasupra litoralului. Și fiindcă în avion se află turistul cu numărul 1.000.000, dar omul vă oferă o plăcută surpriză. Vizionarea de la înălțimea litoralului. Iar dumneavoastră, un dar simbolic. Mie? De ce? Da, dumneavoastră sunteți. Ah, al milionelea. Da, vă mulțumesc. Bravo, felicitări. Da. Și acum, vă rog, vizionați litoralul. Priviți. Da. Priviți ce frumos. Da, e foarte frumos. Eu sunt din Murfatlar. Stimați spectatori, întrucât directorul uzinei noastre nu a sosit încă, dar ține să asiste la spectacolul prezentat de colegii din București, vă rog, vă rog foarte mult să aveți puțin pică de vreme. Aeroportul ne-a comunicat că avionul va ateriza în câteva minute. Până atunci, o surpriză. Dați-mi voie să vă prezint pe maestrul iluzionist, Isic. Rușine! După cum ați observat, maestru Misică nu e gata. Să vă prezint atunci pe asistenta dumnealui, Miss Lily. Durează mult vizionarea. Numai 15 minute. 15 minute? Da. Aveți o parașută? Nu. Păcat. Săream sigur. Nu, sunt în aer. Iar acum veți asista la un număr senzațional de hipnoză. Se caută un bărbat curajos, voinic și frumos. Eu... sunt în inspecție. Cine te oferă? Să ne distrăm puțin. Tu stai aici. Dacă se caută un bărbat... pe mine. Mă rog. S-a oferit tovarășul de la centrală. Vă rog, luați loc. Priviți numai în ochii mei. Priviți adânc. Hm.
noastră. Ionescu. A spus Ionescu. Ce faceți pe litoral la noi? Plajă. Cât timp stai? Cât ține sezonul. Nu vă e puțină jena? De ce? Plaja se face în timpul sezonului. Rușine! Stai. Ești un mameluc. Nu se poate, mi-a dat cu ceva. Hey. Mi-a dat cu DDT, cu muscamură. Cu mistici! Ori avea aprobare? Hmm. Și eu știu pe asta. Stimați oaspeți, dragi colegi, la cererea generală veți viziona versiunea completă revăzută și actualizată, cu ajutorul nostru, a cupletului satiric Scrisoare deschisă de dragoste. Interpretează colegele noastre de la București. Dragul meu, de ce nu ne vedem? Doar în scris răspuns când eu te chem. Ce cu tine s-a întâmplat ceva? Cum se face ca să le poți vedea? Prometeu, ile fete, însă surte ascuns de ce? Și-au scris și de trei ori pe zi, pe ce iubesc, atunci ce-o fi? Prometeu vorbind cu cineva, Martinescu parcă l-ar chema. Maestru cunoscut și om stimat, pare strigă acum revoltat. Păi dacă planul respectăm și fix la termen le livrăm și în parametrii stabiliți, vă rog să nu îngăduiți. Uite, uite, alt instantaneu, Dobionescu și Prometeu. Dobionescu pe teren venit, alte noi rezolvări a găsit. Spune el, când faci comerț, neșelnițel, țineți-o așa, un referat, eu vă dezvăț de criticat. Ce-au găsit la noi de critica, treaba lor ca mult de lucrat. Noi normative ne încadrăm, le greu treaba lor îi salutăm. Directoare, în stasuri de ascuns, de ce? Îți spunem sincer și cinstit că stasul este depășit. Noi venim ca prieteni. Ce-a făcut? Pinsica! Nu puțin, stai aici! Tu aștept pe... Tu! Stai aici! Atunci bine, fetelor! Ce prost a ieșit totul! La revedere! Adică, la revedere! La revedere! Aici te... Tovarășa Ioana! Ce vrea? Veniți puțin! Ce? Veniți! Stați, stați! Nu te aduce! Ce? Vă spun eu despre ce este vorba! Așteptați-mă! Se reîntoarce. Poftiți, două minute vă rețin, poftiți. A spus tovarășul director să-mi predați, știți dumneavoastră ce. Și altceva, n-a mai spus nimic? Ba da, a zis să vă transmit felicitări. Poftim.
N-aveți o hârtie? Hârtie? Da. Creion am eu. Să caut. O altă filă. Altă filă. Da. Dumneavoastră vorbeați despre risipa de materiale. Altă filă, e ultima. Da. Unde-i directorul? A plecat, a plecat. Ia uite peste ce loc. Ia uite unde le pune. Ce încurcați lumea cu ele? Telefonat șefului dumitare de-am obosit. Ai cumva vreun pat liber? Pentru dumneavoastră, oricând v-ați reîntors din București, înseamnă că v-ați simțit bine la noi. Apă fiată în felul ăsta n-am băut în viața mea. E un obicei al Constanței? Uitați-mi să pun și cafea. Provizor, tovarășe. Provizor. Cafea o depozitez într-un anumit loc ca să nu se confunde. Am piperniță. Piperniță, pita, uitați. Cafea. Am simțit eu că pe undeva... Aici e și mânuța dumneavoastră. Păcat că s-a supărat. Cine? Tovarășul Răducan. Nu înțeleg. Fata, valiza, fata care, da... Pricepeți dumneavoastră. Am să vă spun totul, dar absolut totul. Dar nu trebuie să afle nimeni, nici măcar nevastă mea. Secretul uzinei, pentru mine, e un secret. Și acum scot, da, ce s-o scot, ce-o dat, ce-o dat, și nu scot o vorbă. Ia uite-l. Ce faci? Îi spui? Îi spui? Știu eu. Ha? În sfârșit. Ce-o fi? O fi. Ți-e repede și spune-i. Și să-mi povestești și mie. Bună ziua, domnule director. Bună ziua. Aș vrea să vin la dumneavoastră când aveți timp. Într-o problemă să vedeți? Sufletească. La mine? De ce? De ce nu te duci la UTC sau la sindicat? Tu n-ai șef de secție? Da. Dar vă pricepeți atât de bine la problemele astea sufletești. Eu? Aș vrea să vă cer un sfat. Să treci pe la mine, în orele de audiență, bine? Mulțumesc. A, nu cumva ești îndrăgostit. Tovarășe director, da. Felicitările mele. Bună ziua. Felicitări. Impresia e foarte bună, foarte bună. De ce? Are și dânsul o problemă. V-am mai căutat și ieri. Nevastă mea era chiar supărată că nu v-am găsit. Avem un caz în familie. Cumnată mea are o problemă personală. Da. Vroiam să ne dați și un sfat. Eu? Nu-mi plac vorbele mari, dar ceea ce a spus dumneavoastră este... Ce mai... Da. Tineretul vrea să facem o masă rotundă. Da, dar despre ce e vorba? Se spune că sunteți cel mai bun din uzină în problemele sufletești. Eu? Da. În ceea ce privește cazul 201, am vorbit cu Baciu, cu Martinescu, cu șefii de secție. Sigur că da. Am venit să vă facem o propunere. Da, și eu. Să vii cu Martinescu la mine. Da. Bună ziua. E regulă. E bine. Bună dimineața! Bună dimineața! Tovarășe director! Da! V-am crezut un om auster, dar acum înțeleg bine că sub această austeritate se ascunde multă sensibilitate. Aș vrea, dacă îmi permiteți, să vă cer un sfat într-o chestiune delicată. A, și dumneata? E vorba de problemă sufletească. Bine, dar cine v-a băgat în cap că mă pricep la suflete? Unde dracu ați văzut voi sufletul ăsta al meu? În ziar, viața tineretului. Dragoste, adevăr și principii. Sufletul dumneavoastră pe trei coloane. Vă rog, luați loc.
De altfel o să fiu foarte scurt. E vorba de comanda 201. Neabaciule. Da. Nu mi-amintesc. Te-am chemat eu? Fură-mă așa că nu. Ai câștigat. Dar stai aici. Uitați despre ce e vorba. Am aici o propunere pentru verificarea comenzii 201. Vă rog să o discutați în secție și să-mi dați și mie un răspuns urgent, dar urgent, cu sau fără muzică ușoară. Vă caută un ziarist. Un ziarist? Nu cunosc decât un singur ziarist pe ăsta cu articolul. E chiar el. Ajunge. E chiar el. Uh-huh. Hai să intre. Măi, băieți. Voi care sunteți în Comitetul Oamenilor Muncii. Florea, Martinescule, Neabaciule, ocupați-vă de club. Ce naiba, trebuie să existe o activitate culturală. Trebuie. E, hai. La treabă. Hai, la treabă atunci. Să trăiți. Vă salut. Hai, noroc. Mm. Unde ai fost aseară? Mi s-a uscat degetul pe sonerie. Mulțumesc pentru articol. A? Da, da. Poate mai vrei vreunul. S-a plăcut? Te-am făcut celebru. Celebru? Am devenit al doilea monument al Constanței. Eu și Ovidiu. Cum? Cum? Hai, dă-mi. Lasă. N-are importanță cum și de ce. M-ai făcut? M-ai făcut. Eu. Să știi că ai crescut în ochii mei. Dacă tu îmi spui cât am crescut eu în ochii tăi, îți spun și eu că ai scăzut tu în ochii mei. Da, ziua arătăți de mine. Eu nu mai merg cu voi. Nu mai merge. Mă duc acolo. Nu tu te duci acolo, acolo o să vină aici. Dar nu vezi că nu vine? Ei, nu. Odica! Zâmbiți, vă rog! A venit! A venit! Prin procură! Ce bine e la mare! Te ascult? Rodica, am venit să schimbăm valiza. Bine, dar s-o mai schimbat-o, da. Tocmai, dar nu e suficient, mai trebuie o dată. Vine acum! Bine, tu crezi că... Sunt sigur! Au! Păi iau înainte. Vin după tine. Te antrenezi pentru maraton, piciule? Lasă asta. Duș, ai făcut? Oh, am făcut, dar mai pot face unul. Da? Dar ce e aici, baie publică? Să știi că dacă continui așa, te dau afară. Plec eu și singur, dar mai întâi să-mi aduci valiza în pas alergător. Da, bine. Hai, ia-ți valiza, ura și la gară. Valiza Ioanei? Magie neagră. Hai să-ți dau aici niște trandafiri, niște trandafiri, o frumușață, ia uite-te cu ele. Care-mi plac și uite buchetul ăsta, buchetul ăsta. A, nasoalele astea, stai mă. Să-ți dau aici, hai scoate paralele. Na, na, să le duci lui Gagi ca să-ți trăiască, să-ți poarte noroc. Ia uite mărunțișul aici. Mai ia 20 de lei, păi să mănânc o pâine, ce ești pârlit așa, dai 20. Așa, ia pur și mă grăbesc. Bun de saftea, frumosule. Da, poftiți, alb-negru color. Mitică fotobelona, servește la minut sau la 6 zile. Cum doriți? Cum doriți, vă fac un amintir de suvenir. Vă fac... A, poftiți să fac un suvenir de amintir. La mare, ca la rezultate. Spune-mi, fetele astea, unde le-ai fotografiat? Aici, la noi. Când? De cum când? Acum 2 ore și ceva. Și încotro au luat-o. E? Ruta provizorie. Ruta provizorie, dar unde naiba să le găsesc eu în toată mulțimea? Zâmbiți, vă rog, că sunteți fotogenic. Așa, zâmbiți, vă rog. A, nu, nu, nu stricați clișeul așa, e. Ai scris definitiv la Sargeiu, definitiv. Haide, frate, haide, că de când te caut, să-mi semnez procesul verbal de inspecție definitiv. Se face, tovarășe, se face. Păi vă rog, Elvira! 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 Doamne, director, permiteți? Da. Soția mea. Ah, soția. Da, da. Elvira, inspector Ionescu. Mă bucur. Cine? Tovarășul director, Răducanu. Tovarășul Răduc... Vai! Dumneavoastră sunteți cel cu articol. Da. Vai ce bine îmi pare. Când l-am citit, am plâns. Și eu. Luați loc. Nu, nu, lasă-l. Mulțumesc. Lasă-l, dragă, lasă-l. Să semneze procesul verbal. Trebuie trimis la centrală.
Da, da, apropo de centrală, am primit un telefon de la București. A avut loc o consfătuire. Ziceau că să nu vă grăbiți. Nu, nu ne grăbim. Vai, ce de-abia am început. Cu tine, mulțumim, tovarășe. Ziceau că puteți să stați definitiv aici la mare. Păi, da, să rămâne, să vă faceți băile de nămola, teche de ole, da, băile de soare, să mâncați, să beți, să vă distrați, să dansați. Da, ziceau că sunt foarte mulțumiți de dumneavoastră. Și v-au dat afară, v-au scos din schemă. Permiteți. Că eu nu sunt în schemă. Pe mine, pe mine m-au dat afară. Niște flori. Mulțumesc. Ține. Ia. Ține. Mulțumesc. Vreau să cobori, trebuie să-ți vorbesc. Mi-am făcut un plan. Vreau să o transform pe Matilda în barcă cu pânze. Cobor. Unde este că nu se mai vede? A rămas în pană, asta e. Mi-ați auzit, o face barcă cu pânze. Eu cobor. Hai să pierzi trenul. Lăsați-mă în pace, fac ce n-are rost. Ana. Lăsați cu ajut eu. Unde e Cornelia? Am uitat să vă spun, vă așteaptă la gară. Bine, la revedere. La revedere. La revedere. Am pierdut. Lăsați, găsim noi o rezolvare. Da? Grasule! Nu spun, cetățene, nu spun! Te rog, spune-mi. Hai, te rog. Grasule! Grasule! Îți jur că te întreb pentru ultima oară. De unde le știi pe toate, omule? Păi dacă eu sunt autorul jocurilor. Tovarășe, e o greșeală, dați-mi voie, ați greșit. Ce mai întâmplă? Nu permit. Nu permit nimănui. Tovarășe, tovarășu, director. E viața mea intimă. E vorba de 201. Ocupați-vă de 202, 203, 204, până la infinit. De 201 mă ocup eu. E clar? E confuz. Da? Fetelor, unde e Rodica? Ați venit trei și acum plecați două. Stai puțin, Rodica. Unde? La revedere. La revedere, Rodica, drum bun. V-ați vrutelor. Unde e Ioana? Ioana? Ce? Unde e Ioana? Ioana te așteaptă cu urât din autobuz la care ferat. Nu înțeleg, ce care ferat? Fata asta te iubește cu toate că te-ai purtat cu ea ca un... Ca un încrezut, mă. Ca un îngândovință. Cum, asta e părerea ta despre mine? Nu, asta o spun așa ca idee, să-mi dai valiza. Cum, de ce? Dar trebuie să o dau eu. Nu, lasă. Ce-ai cu valiza, fete? O schimb și eu cu valiza lui Rodica. Vino. Cum, dar nici măcar nu seamă. Nu-mi pasă. Dăm tu altă soluție și plec. De unde să-ți dau? Găsește singur, ești major. Mă duc să o caut pe Ioana. Ești nervos. Ne-ați dat azi dimineață o hârtie. Da. Nu-i cea bună. E bună numai pentru dumneavoastră. Pardon, ia-mea.
Asta e. Mulțumesc. Da, da. Asta e. Într-adevăr, asta e. Da, da. M-ai distrus. Mai. Nu se poate. Vin. Vin. Tu erai? Unde ai fost până acum? Ce ai făcut? Te-am căutat pe toate străzile orașului, pe tot litoralul. Nu te-am văzut nicăieri. Și ea? Ce a spus? Ea n-a mai spus nimic. El a luat-o în brațe și... ...82 de secunde. Record european. Egalat. S-a rezolvat comanda 201. Și după ce s-au sărutat... Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că s-au dus pe malul mare. Au intrat în mare și au trăit fericiți. În mare? Nu, pe mare. Și lucrau amândoi la aceeași usină. Iubindu-se și criticându-se. Da. El muncea și ea îl critica. Cu dragoste. Cu dragoste. Și așa au ajuns la adunci bătrâneți. Când privirile purtând flore și zâmbet și chemări, ne opresc sfios cerând răspuns la întrebări. Noi, de atâtea ori grăbiți, trecem și ne zărim. Urma dragostei apoi nu o mai găsi. Oare cine ești tu? Oare cine ești tu? Poate soarele ești ce părere a pus, ce l-aștepta. Oare cine ești tu? Oare cine ești tu? Poate ești un izvor ce se dea de noi, adică nimic și nimic. Valina, ori sunetul ce îmi lipsea, în cântec să mă pot schimba. Oare cine ești tu? Oare cine ești tu? Atunci când iubești, oare cine ești tu? Oare cine ești tu? Ești neliniștea și liniștea mea, ești dragostea. Ești dragostea, ești dragostea. Ești dragostea. Ești dragostea. Oare cine ești tu? Oare cine ești tu? Poate soarele ești ce fără de-a pus, ce l-aștepta. Oare cine ești tu? Oare cine ești tu? Poate ești un izvor ce se dea de noi, adică nimic și nimic. Ori sunetul ce îmi lipsea,
în cântec să mă pot schimba. Oare cine ești tu? Oare...